Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Hunedoara 1 TV, la Tale Dimineții. E marți, suntem în direct. Bună dimineața, Rosi! Nu știu ce aș putea să vă spun, că vine o zi, o să avem o zi călduroasă, știm cu toții asta, pentru că e 9 iulie. E normal să fie cald, e normal să fie așa vară, e normal să ne gândim mereu la concedii, nu știu dacă e normal, dar cu toții visăm concediu. Visăm concediu să plecăm unii dintre noi, alții regretăm deja că am venit din concedii. Acum, fiecare dintre noi avem un gând, asta e esențial și asta vrem să ducem gândurile noastre, gândurile noastre bune pentru, nu știu, pentru cei de lângă noi, pentru cei care ne iubesc, pentru cei care sunt alături de noi. Dar astăzi m-am trezit cu o senzație de foame, dragii mei. Eu așa ceva, cred că încerc să țin o oarecare cură de slăbire și cred că mi-e gândul tot la mâncare. Și m-am hotărât în această dimineață să nu încep emisiunea până nu comand o pizza. Acum să vedem dacă și vine în timpul emisiunii sau vine după emisiune. Și am făcut rost de un pliant și formăm numărul 0729620026. Să vedem cine ne răspunde, dacă ne răspunde și dacă ne aduce o pizza. Alo, da. Bună dimineața, terasa pizzeria La Coste? Bună dimineața, da. Vă rog, aș vrea să fac și o comandă de pizza, dacă se poate. Vă rog. O capriciosa, am un pliant în mână, un sos, ce-mi recomandați? Un sos de roșii? Ok. Așa. Și dacă se poate, să ne-o livrați la Îndeva, în clădirea IPH, la Hunedoara 1 TV, etajul 4, camera 407B. Cu mare drag. Mulțumim, vă așteptăm. La revedere. Acum să vedem dacă vine și pizza, dragii mei. Până una alta, cine, care dintre dumneavoastră, că deja suntem live, așa cum știm, la Hunedoara 1 TV mereu suntem live și da, am arătat ecranul regru, zice Rosi. Bună dimineața, ți-am zis bună dimineața. Da, mi-e foame. Da, mai tare. Da, și Rosi, amândoi, asta povesteam că ne e foame. Dar uite, suntem aici pe live și îl salutăm pe Edi, Edi fotograf. Bună dimineața tuturor, bună dimineața Edi. O salutăm și pe tanti Maria Hinț, care e alături de noi deja și ne spune bună dimineața, poftă bună la prima oră. Tanti Maria, chiar mi-e foame, nu știu ce face Edi, că nu ne-a mai adus de mult mâncare. Îl salutăm pe Edi, ei sunt prietenii noștri și suntem așa o familie aici. Nu știu ce se întâmplă, Rosi, cu pizza. Oare... da, Rosi vrea să dezvăluie secretul. Am o invitată. Nu zicem ce-i cu ea, o prezentăm doar. Alături de mine în studio în această dimineață, Alexandra Coste, dragii mei. Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața. Și bine ai venit la noi. Bine, da, poftiți. Găsit. Bate cineva la ușă. Doar nu o fi venit pizza de... Cealaltă ușă! Încă una! Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Foame? Pentru mine nu cam dar e prea de dimineață. E prea de dimineață? Dar bună, uite, dimineața. Acolo. Bună dimineața! Sper că am nimerit bine. Da, Hunedoara 1 TV, poftiți la noi! Perfect! Perfect! Am comandat o pizza! Da! Dumneavoastră ați venit, da, să o livrați? Exact! Dacă tot ați venit, vă invităm alături de noi în studio!
cu pizza, cu tot, că nouă ne e foame. Până foarte dimineața, bună, dragi! Dimineața. Alături de mine în această dimineață, dacă tot am dezvăluit secretul, familia Coste, dragii mei, de la Ilia, Alexandra Coste și Paul Coste. Bună dimineața tuturor! Și bine ați venit la noi! Și să știți bine că aici chiar e pizza, deci nu glumesc. Uitați! Chiar mi-e foame! Mulțumim și sper să le facă poftă și celor de acasă. Vă dau o veste proastă. Nu putem comanda undeva. A fost o chestie regizată. Dar puteți să mergeți la Ilia să mâncați pizza sau puteți să câteva sate pe care să le, câteva localități din jurul Iliei pot să comande această minunată pizza. Și de ce zic minunată și delicioasă? Pentru că eu și Rosie am probat produsele de la ei. Acum să dezvăluim de fapt cine sunt invitații mei. Paul și Alexandra, doi tineri minunați, dragii mei, și care pentru mine e acel lucru pe care îl spun de fiecare dată când am ocazia, acolo unde se poate. Doi prieteni, pentru că ne leagă o prietenie de foarte mulți ani, foarte mulți ani, pentru că noi am fost colegi, să spunem așa, am crescut împreună cumva, pentru că pentru o perioadă destul de lungă din viață am fost colegi în aceeași companie. Și cele mai delicate emisiuni ale mele sunt atunci când am lângă mine oameni care vin cu o doză de prietenie, de șarm, de suflet diferit față de ceea ce facem și când, atunci când ne întâlnim de fiecare dată povestim cum era odată pe vremuri. Ce zici, corect, Paul? Ce să spun? Mă bucur tare mult că am reușit să ajungem la tine. Ne chinim de ceva vreme să facem lucrul ăsta. Din păcate, timpul e resursa aia de care avem lipsă, să zic așa. Așa cum ai spus tu, da, ne știm de foarte multă vreme, am lucrat foarte mulți ani împreună. Am luat-o acum pe o altă, într-un alt domeniu, nou pentru noi, atât pentru mine cât și pentru Alexandra. Nu credeam, dacă ne tragem așa acum 4-5 ani de zile, nu credeam că o să intru în domeniul ăsta așa de Horeca, să zic așa. O schimbare, eu merg, am fost de 3-4 ori la ei, la Ilia, pentru că prin intermediul rețelelor de socializare eu am văzut că Paul și Alexandra și-au schimbat domeniul de activitate și am văzut pe rețelele de socializare foarte multe activități acolo la ei, la Ilia, și o să aducem în fața dumneavoastră în această dimineață prin intermediul camerelor de luat vederi imagini de acolo, de la petrecerile pe care ei le fac, dar până acolo vreau să aflu de la ei a încercat Paul să treacă așa ușor și repede peste această rebranduire, să spunem așa, de meserie. Pentru că Paul, cei care îl cunosc, am văzut că Oana Căstăian a dat printre primii like ieri la postarea pe care tu ai făcut-o. Colegii tăi noștri, care au fost mulți ani alături de noi, într-o altă viață, într-o altă meserie, Paul, putem spune că a fost unul dintre cei mai tari vânzători pe care i-a avut județul Hunedoara. Și credeți-mă că sunt foarte mulți care știu despre ce vorbesc, pentru că Paul a fost pionier, să spunem așa, atunci când, cu foarte mulți ani în urmă, când a început vânzarea door-to-door.
și era foarte greu, eram cu toții pe un teren minat, nu știam cu ce se mănâncă această meserie. Putem spune că în companiile în care noi am trecut, că a fost așa ca un tăvălug, am trecut dintr-o companie în alta, pioneratul a fost, s-a scris cumva anumite, s-au scris anumite reguli de vânzare după începuturile noastre. Și da, nu glumesc este. Când spun asta. Da, așa este. Până la urmă am fost, așa cum ai spus tu, pionerii, am început proiectul. L-am început, noi am început proiectul. A durat câțiva ani, ani frumoși, cu lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune, cu extrem de multe satisfacții și până la urmă cu o mare, mare învățătură pentru mine personal, cel puțin. Am învățat foarte multe lucruri din acea experiență. Alexandra, da. Și tu ai făcut parte din echipa da. Noastră. Ce mulțumesc. Te-a marcat sau ce ți-aduce aminte din acea perioadă care ți-a rămas ceva din acea perioadă, o folosești din ziua da, de astăzi? Foarte multe lucruri. Da, chiar ne-a ajutat. O experiență de neuitat. Mulți ani și da, a fost frumos. Și greu, dar frumos. Am fost cumva oamenii din spatele unui colos, să spunem așa, pentru că compania în care noi am lucrat, noi dăm numele, pentru că deși nu mai există, cumva există printre noi și nu ne nu ne legăm de titulatura acelui colos. Paul, trebuie. Acolo era, să spunem, un fel de altfel, eram oamenii din spate cumva, pentru că nu ajungeam în rândurile întâi neapărat ale acelei companii. Astăzi ai făcut un pas extrem de față. Care a fost schimbarea? De la o vânzare, să spunem, chiar dacă băteai la ușa omului, chiar dacă îi prezentai serviciile, chiar dacă, da, nu erai față în față în vânzarea aia directă cum ești astăzi. Astăzi ești față în față cu clientul direct și nu cu un client, cu foarte mulți clienți. Care e diferența între ce făceai atunci și ce faci astăzi? Ca vânzător mă da, refer. Da, foarte bună întrebarea. Cred că până la urmă nu există foarte multe diferențe dacă stăm să analizăm lucrurile și o să și-ți spun de ce. Știi că la un moment dat se punea extrem de mult accent pe nevoile clientului, pe dorințele clientului. Ei, uite, asta facem noi aici la terasă. Suntem extrem de atenți la ce își dorește clientul, suntem extrem de atenți la ce nevoie au clienții noștri și încercăm oarecumva în primul rând să le satisfacem noi toate dorințele, toate nevoile, chiar dacă așa cum cred că ai citit că e și sloganul nostru, născută din dorința voastră neîmpărtășită. Am considerat că locuitorii comunei noastre au nevoie de o altfel de nu neapărat de terasă, de a ieși undeva, de a ieși, de a socializa, de a reuși să se creeze așa un nucleu, un comunitate, nucleu, da, pentru exact, că vreau să reuși să creați exact, o comunitate. În care să vină, să stea liniștit, să asculte o muzică bună, să bea o cafea de calitate, să fie altceva. Ideea cu terasa s-a născut în urma unor feedback-uri primite de Alexandra la salonul ei de înfrumusețare, pentru că acolo știi cum e, vin fetele, iar la fetele... La salon se întâmplă da, totul. Da, da, iar fetele trâncănesc așa un pic mai mult. Și Alexandra a primit foarte multe feedback-uri cum că partea asta de cei care au o familie, cei care au copii, cei care nu-și doresc foarte multă gălăgie, nu aveau unde să iasă. Ei, ușor, ușor am conturat ideea asta de a face terasă, am găsit o locație, spunem noi, minunată,
Aha. Și ne-am apucat de treabă. Am pus osul la treabă și i-am dat bice. Suntem mândri de ce am realizat până acum. Am plecat de la 3 pereți de cărămidă, goi, și am ajuns acum aici. Am crescut organic. Asta e ceea ce mă bucură cel mai tare. Pentru că am crescut organic, încet, N-am forțat nimic, exact. N-am venit cu un bagaj financiar mare când am început toată povestea asta, încât să turnăm ceva wow, după care să nu știm să gestionăm toată povestea. Ci am luat-o treptat. Avem comentarii, dau citire la o parte din comentarii. Daniela Enea ne spune bună dimineața. Vârșac Veronica ne spune bună dimineața, dragilor, bună alegere, au servicii de calitate și sunt super faini, știu, vă mulțumesc. Stăniș Nicușor ne spune bună dimineața, cea mai bună pizza din zonă, așa e. Felicitări, țineți-o tot așa, ne spune Stăniș Nicușor și vă trimite și ursuleți și inimioare și like-uri și de toate. Și îl văd pe domnul Vasile Enea de la Hunedoana, instructorul de la ansamblu Hațegana, că se uită la emisiune și îl salutăm și în curând. Bună dimineața, Nea Vasile, ne scrie în curând, o să ne vedem cu domnia sa aici, la fel ca și voi, are realizări, tot așa Daniela Enea, soția și Nea Vasile sunt implicați în a crește de data asta copii și un ansamblu și un oraș și o comunitate. Dar până la urmă asta e ideea, să creăm o comunitate lângă noi, ceea ce voi ați reușit. Uite, Ovi Sider ne spune bună dimineața și noi vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că ne urmăriți. Am făcut o postare, Paul, ieri, așa cum știți, până la ora 9 în această dimineață, cafeaua este gratis la terasa la coste de la Ilia. Acum, întrebarea e de ce Ilia? Pentru că amândoi ați lucrat la un nivel foarte înalt în vânzări. Cine a lucrat în acea companie și cei care știu despre ce vorbesc, ați plecat cu un bagaj de cunoștințe de care probabil n-ați fost conștienți când ați plecat. Da, așa este, nu. Pentru că nu ne dăm seama, mereu le spuneam colegilor mei când lucram la Oroștie în magazin, nu o să vă dați seama ce bagaj de cunoștințe aveți decât în momentul în care veți rupe cercul acela vicios și veți merge într-o altă direcție și atunci vă veți da seama că dețineți un bagaj de cunoștințe foarte mari. Sunt convinsă că și la voi s-a întâmplat la fel. Alexandra și-a schimbat domeniul total. Eu am rămas foarte surprinsă din vânzări să te duci la către înfrumusețarea femeilor. Stați puțin că se pare că am probleme cu sunetul. Așa? E bine? Da. Alexandra, o schimbare radicală. Așa este. Cum ai ajuns? Sau de ce înfrumusețare? Puteai să faci orice altceva. În general, te duci către o muncă de birou după ce vii dintr-o viață din asta da, agitată cum am venit noi. De ce înfrumusețare? De mică a fost dorința de-a mea, că mi-a plăcut tot timpul să fiu eu una cochetă, da, aranjată. Exact. Și atunci de aici dorința de a merge pe partea asta de înfrumusețare. Îmi place foarte mult ceea ce fac și de aici am plecat, să zic așa, după vânzări, din domeniul de vânzări, am fost direct în domeniul de cu partea asta de înfrumusețare. Și avem imagini, dragii mei, rulează în acest moment imagini în salonul Alexandrei de la Iliad. M-ați văzut și pe mine în imagini, mi-a tuns câteva vârfuri, am vrut să vedem, facem un exercițiu. Eu v-am povestit, eu merg la ei pentru că e un loc unde te liniștești, un loc unde suntem primiți, să spunem așa, cu prietenie, cu căldură. Atunci când
Când te plictisești de căldura adevei, o luăm către Ilia. Aici ce m-a surprins pe mine, adică vrei să te bronzezi, te duci la Ilia. Te așteptai fiind totuși o localitate micuță, că mai Ilia nu e extraordinar de mare, totuși tu ai investit în acel salon. Da. Pentru că găsim la tine, la Ilia, ce nu prea găsim în multe saloane din Deva. Așa este. Te-ai apucat de școală, aici mă aranjează Ale, ne-am făcut noi o probă. Tu ai făcut școală? Da, da, cursuri, școală pentru toate domeniile pe care le fac eu. Și trebuie să-ți dorești. Dacă îți dorești, și iasă ceea ce faci. Important e să ai răbdare și să-ți dorești. Bine, da, pe lângă... Pentru că toate lucrurile astea sunt foarte meticuloase, exact. Îți au timp și trebuie să stai bine cu răbdare. Faci în primul rând răbdarea, apoi și să-ți placă. Să-ți placă ceea ce faci. Dacă îți place ceea ce faci, îți iasă tot timpul. Acum la cei doi invitații ai mei, dragii mei, eu vă pot spune un lucru. Sunt obsedați de muncă. Eu atâta muncă cât am văzut. Când am plecat cu Rosie spre Ilia, îi spuneam, o să cunoști o familie care e obsedată de muncă. Cred că ce-i scrisieri în postare, Paul? Apropo de obsedat de muncă, știi, da, că la un moment dat eram puriclit prin compania în care eram workaholic. Da, dar te-am vrut să las pe tine să spui asta. Da, acum mi-am amintit în timp ce îmi spuneai tu. Și ai rămas la fel. Am rămas la fel. Până la urmă, cred că asta e și firea mea sau firea noastră. E vine natural la noi, adică nu-i nimic în care să... Nu ne luăm niciodată la întrecere cu nimeni, atenție, nu ne interesează, niciodată nu ne-a interesat concurența, nici pe mine, nici pe Alexandra. Pe noi ce ne interesează foarte tare e să ne canalizăm noi pe ce avem noi de făcut, da? E cel mai important obiectivele lucru. Obiectivele noastre. Astea sunt obiectivele noastre. Care sunt obiectivele voastre? Haideți că încet își dau drumul. Haideți că încep hai să-ți răspund prima dată la o întrebare pusă în urmă cu câteva, două, trei minuțele. Mi-ai spus, adică te întrebai că de ce Ilia? Da. Ok. Deci din punctul meu de vedere, Ilia este o localitate micuță, cochetă, care de ce nu merită și ea să aibă, sau nu știu ce avem. Dar tu ești deloc din Ilia? Da, da. Așa, da, hai da, să o luăm, că las că își revine până la urmă. Nu cred că avem ciungă în păr locuitorii comunei Ilia, încât să nu merite și ei servicii de calitate, să... E o localitate, încă o dată spun, micuță, cochetă, din punctul meu de vedere avem cam tot ce e necesar în comună, știi foarte bine că corect, avem liceu, avem școală generală, avem primărie, avem canalizare, avem apă, chiar avem tot ce ne trebuie. Am ales să ne întoarcem, oarecum v-am mult spus, să ne reîntoarcem în Ilia, unde ne-am făcut o căsuță, că până la urmă, dacă luăm un teren din jurul Devei și luăm localitatea Ilia, la ce aglomerație de multe ori dimineața pe aici prin Deva, îți convins că corect, ca și timp facem același timp până așa aici. E. Ok. Revenind la întrebarea ta, care sunt obiectivele? Nu avem niște obiective foarte bine stabilite. Luăm lucrurile treptat. Ele se schimbă de la un sezon la altul, ca să zic așa, altă dată se schimbă de la o lună la alta. Pentru că exact ce spuneam înainte, ne mulăm pe ce își dorește clientul. Iar dacă auzim cumva că, nu știu, și-ar dori o trupă de pop, de folk, să le cânte la noi în terasă, atunci începem oarecum să lucrăm la lucrul ăsta și ăla e obiectivul nostru pentru următoarea perioadă de timp. Da, Rosi, mulțumesc. Rulează poze, dragii mei, de la evenimentele pe care ei le-au creat la Ilia. Și încă nu amintim, vreau să vedem cine îi recunoaște dintre telespectatorii pe vedete, pentru că
La Ilia, asta e foarte interesant, Paul și cu Alexandra reușesc cumva să aducă nume cunoscute din show business-ul național. Au trecut pe la voi, pe la Terasă și au plecat și s-au reîntors de destule ori nume cunoscute din show business. De la muzică populară la muzică ușoară, pop rock sau chiar Alexandra, stand-up comedy, așa, încercăm să păstrăm un dialog, dar ei se uită la poze, parcă sunt prima dată când le văd. E prima dată când vă uitați la ce ați realizat în spate, să înțeleg? Nu, ne mai uităm. Clar nu e prima dată. Eram așa oarecum acum și curios cam ce o selectat colegul tău. Da, am... Așa cum am spus, vrem să fim diferiți, vrem să fim unici. Iar lucrul ăsta, să știi că de multe ori nu e ușor. Partea cea mai grea e de a reuși să te duci în zona asta în care reușești să te și încadrezi în bugetul artiștilor care vin. Care nu e mic, dragii mei. Care nu e mic, da. Și în același timp să te mulezi și pe ce-și dorește clientul tău. Și atunci aici ai mixul ăsta. Acolo e munca cea mai grea și până la urmă să știi că nu e ușor să iei legătura cu respectiv. Cu artiștii. Da. Trebuie să treci de un impresar, trebuie să-l convingi pe impresarul exact. Respectiv și așa mai departe. Haideți să încercăm. Uite, povesteai dacă lasă colegul. Ajungem și acolo, mai ne întoarcem la poza asta. Ne mai întoarcem la poza asta. Vreau să păstrăm povestea marilor artiști care au trecut pe la ei, voi, pe la Ilia. Au fost mai mulți, dragii mei, spune el, că n-au fost mulți, au fost mai mulți decât undeva sunt una, două locații care au adus asemenea artiști și vorbim de reședința de județ, dar la Ilia l-ați putut vedea pe Radu Petreanu, l-ați putut vedea pe... Zi, hai, continuă! Pe Dan Ciotoi de la Generic. Da, pe Dan Ciotoi de la Generic, l-am avut pe Nae Nicolae ca și de stand-up, pe Claudiu Rax, dacă îl mai știe lumea, dar cu siguranță mulți îl știu de Rabă. Așa. Da? Acolo chiar a fost un eveniment destul de reușit în care am reușit să îmbinăm o parte de dansuri. Invitați au fost copiii de la ansamblu Mureșul din localitate. A ieșit o seară foarte, foarte frumoasă, o seară românească, așa cum ne-am dorit noi să o facem. Cam ăștia au fost, încercăm, în special anul trecut am ținut ștafeta un pic mai sus cu evenimentele. Anul ăsta se pare că e un pic mai greu pentru că știm cu toții, toată lumea a început să organizeze zilele comunei, zilele orașului, zilele... În momentul în care se organizează astfel de evenimente plătite din alți bani. Ei, da, exact. Artistul nu o să onoreze, adică nu prea dau curs invitații. E clar că dacă îți chemați la zilele comunei X versus Terasa la Cost, acolo se duc la zilele comune, pentru că discutăm de bani până la urmă și niciodată n-o să putem să contrabalansăm oferta edililor care organizează astfel de evenimente. Astfel de evenimente. Până la mergem mai departe, eu știu doar o locație în Deva. Dacă greșesc, eu mi-asum. Eu știu doar încă o locație în Deva care organizează astfel de evenimente. Dan Ciotoi știm cu toții și Radu Petreanu, Naie, zis Rabă, prețurile nu sunt mici și am mai avut, căutați pe pagina de Facebook al lui Paul Costă, dragii mei, că găsiți acolo evenimentele și găsiți și recenziile, că până la urmă el o spune așa cu
Da, credeți-mă că au fost evenimente cât de succes, dacă citiți ceea ce au scris clienții acolo. Ne scriu și astăzi. Adrian Mureșan ne spune: bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, mulțumesc. Constantin Pandia: bună dimineața, oameni frumoși. Uite, vă scrie Pâs Florin: respect pentru domnul Paul, ne și salută, vrea și el o pizza la Ilia, dragii mei. Ne scriu aici telespectatorii, sunt alături de noi. Respect pentru domnul Paul. Asta e interesant când te întâlnești cu ceea ce ai făcut. Și am insistat pe acea poză și acea filmare cu costumele populare pentru că ați creat în jurul vostru o comunitate. Asta e foarte interesant, fără niciun interes politic, n-a candidat niciunul la nimic. Ați creat în jurul vostru o comunitate, că noi povesteam, cum am povestit și ieri la telefon, bună dimineața și cei mai tari, sunteți cei mai tari, dragilor, vă spune Daniela Mihaela Drăgoi. Mulțumim! Dragii mei! Ea e o clientă care nu lipsește de la cafea, cu siguranță e acolo pe terasă și de acolo de pe terasă ne vede. Salutări la toată lumea de acolo de pe terasă. Vă mulțumim, dragilor, că sunteți alături de noi de fiecare dată. Așa cum spunea Ioana, da, am reușit să creăm o comunitate. Nu e un lucru simplu la... Aia e camera ta. Asta e camera, o pot lua așa acasă când plec? Nu. Deci nu pot lua. E al Rosi. Okay. M-aș fi bucurat tare, m-ar fi ajutat enorm de mult la evenimente. Da, venim noi dacă vrei să te ajutăm. Nu e ușor să pot să creez comunitatea asta. Sincer să-ți spun, eu nu credeam că o să... Nu credeam vreodată că o să reușim să facem lucrul ăsta. Sub nicio formă, cel puțin nu după primul an de activitate. Suntem în al treilea an de activitate. După primul an am zis, ok, cât o mai merge, a fost așa o chestie. Am avut ambiția necesară și am zis, nu, trebuie să scoatem altceva din povestea asta. Pentru că am văzut cu câtă bucurie vine lumea la noi, pentru că am văzut, a început așa să se creeze un fel de... Cred că nu greșesc când spun emulație și nici nu sunt lipsit de modestie când spun lucrul ăsta. Așa și atunci am zis, da, ăsta e drumul pe care trebuie să mergem și ăsta e lozul câștigător până la urmă. Susțin cei doi invitații ai mei, Alexandra, da. Ți-ai lăsat cuvintele la Ilia, da. E prea de dimineață, dragii mei. Voi doi ați creat... Ce m-a impresionat, că până la urmă asta, mulțumesc, Rosi, aici pozele o să cu copii, povestește-ne, uite, hai să povestim despre copii minunați care vin la voi. Sunt copiii satului, ca să zic așa, copiii comunității. El e băiatul în tricou roșu, e antrenorul și omul care se ocupă de tot ce înseamnă parte sportivă la noi în comună. E un fost coleg de clasă și de bancă, ca să vezi cum e viața. Nimic nu e întâmplător în viață. Ei sunt mici fotbaliști, fotbaliste, handbaliste și așa mai departe. Iar noi, de fiecare dată, când au câte un rezultat bun, spre foarte bun, sunt invitații noștri. Aici cred că e după un meci câștigat sau un turneu în care noi am invitat la pizza. Copiii se bucură fantastic de mult, până la urmă despre ei e vorba. Da, ei trebuie să vină din spate cu un suflu nou, trebuie să avem grijă de copilașii ăștia. Ne bucurăm extraordinar de mult de fiecare dată când avem ocazia să le putem oferi astfel de momente. Până la urmă, mingea e tot timpul la ei în teren, asta le spun. Dacă vreți să veniți la pizza să vă simțiți bine, mingea e la voi în teren. Câștigați și cu siguranță aici veți petrece după meci. Și nu mergem prea departe, rămânem la tineri, pentru că mi-ai dezvăluit ieri, vrei să premiezi. A fost BAC-ul, dragii mei,
s-a încheiat, s-au dat și rezultatele și Paul și Alexandra vor să rămână alături de acești tineri minunați din Ilia, de la liceul din Ilia, care au au și reușit să ia bacul. Da, dacă o să uite aici, că aici vreau să ajung. Așa. Ei sunt elevii clasei a 12-a care au terminat, care au terminat anul ăsta. A fost o mare, mare, mare bucurie pentru mine. Am trăit momentul ăsta la o intensitate la care nu credeam vreodată că pot să trăiesc un astfel de moment. Pe mine m-a cutremurat pur și simplu. Ne-au vizitat în ultima lor zi de școală și au venit să ne cânte Gaudeamusul la terasă. Pentru noi a fost clar că am fost oarecumva așa a doua, a treia lor casă. Mai e drept că de multe ori poate mai chiuleau de la oră să vină să bea o cafeluță sau o limonadă sau ce își mai cumpărau ei, dar au venit să ne mulțumească că am fost acolo. Încă o dovadă că s-a creat acolo o legătură foarte mișto. Ei sunt destul de mulți, undeva la 50 de elevi au fost. Zic eu că la noi în sat cu siguranță n-a mai fost să vină elevii clasei a 12-a să cânte Gaudeamusul într-o locație până la urmă, că e vorba de bar, că e vorba de o terasă. Noi ne-am bucurat, așa cum am spus, enorm de mult. Sunt niște copii minunați, au rezultate la bacalaureat fantastici de bune. Deci la liceu teoretic din comuna noastră 84-85% rata de promovabilitate. Mult peste alte licee cu ștaif, ca să zic așa, sau cu pretenții mult mai mari decât la Ilia. Și ne-am hotărât ca la sfârșitul ăsta de săptămână, nu știm exact când, n-am stabilit data, să le organizăm o petrecere, în cinstea lor. Dragilor, așa că vă așteptăm, o să comunicăm pe paginile de Facebook când o să fie petrecerea. Aici ținem legătura cu partea artistică, să zic așa, cu Flavius Dank, cu el o să ne încânte urechiuțele, să zic așa. Ce trebuie să faci să vii la petrecerea celor care au terminat clasa 12 și au luat bacalaureatul? Este o mică dovadă cum că ți-ai luat bacul și vii la petrecere. Așa. Și încă o dată, aia e camera ta. Asta da. Ne uităm la televizor, că ne-am obișnuit să ne uităm la televizor. E mult până descoperim televizorul. Felicitări, Paul, felicitări, Alexandra. Mulțumim. Ei sunt părinți, dragii mei. Au o minune de copil. Eu înțeleg, cei care îi cunosc știu că pun suflet în tot ce înseamnă copii, tineri. Așa a fost mereu de când îl cunosc pe Paul și i-a dat acea șansă fiecăruia, să spunem așa, care a trecut pe lângă el în ani. Pentru că noi știm că de-a lungul anilor au plecat destui de lângă Paul și și-au dat seama că au plecat cu un bagaj de cunoștință foarte mare. E, într-adevăr, o mare realizare să creezi o comunitate în jurul tău. Pentru asta, cei doi sunt astăzi aici, pentru că sunt pe sufletul meu. Încearcă cumva, business-ul business, da, ne iubim și ei iubesc banii, dar iubesc și pruncii, iubesc tinerii și dau o șansă viitorului, să spunem așa, așa cum eu îmi doresc să întâlnesc oameni în viața mea care să dăm o șansă viitorului. Ce face Dominic? Zic bine, nu? Da. Doarme. Doarme? Doarme? Da. Nu l-ați trezit de dimineață? Nu. O să ne folosim de pagina de Facebook și o să îl salutăm și îl îmbrățișăm, da. Și poate data viitoare luați cu voi. Da, de ce nu? Ne-ar da o lecție de viață, așa cum îl cunosc eu. Din două vorbe a rezolvat problema. Ce ziceți? Da, corect, așa e. Lucruri trăsnite. Da,
Nu, e o idee. Tinerii aceia n-au fost să cânte Gaudea musul la terasă, dragii mei. Au fost să cânte Gaudea mensul pentru acești doi oameni minunați care sunt acolo și care au strâns o echipă în jurul lor, pentru că vă faceți încet, încet, reușiți să adunați rândurile, pentru că s-au tot perindat oamenii, așa sunt, așa în afacerile proprii. Acum începeți să aveți o echipă, pentru că pe Alexandra, când ne uităm la imaginile din terasă filmate de mine și de Rosi, o vedem servind pizza, dar ea are și propria ei afacere și asta e interesant, că niciunul nu spune nu pot sau nu mai pot. Eu pe acești doi oameni nu am reușit să-i aud vreodată spunând nu mai pot. De unde ți iei puterea, Alexandra? De unde ți iei enjoy-ul și energia? Știu că trebuie să mergem înainte, să facem, să luptăm. Și de acolo. Știm că asta avem de făcut, asta e jobul nostru, fiecare zi. Și de aici. Eu pe tine pot să te întreb, pentru că tu ești mulțumesc, Rosi, ia uitați-vă cum deja eu salivez, mai pot de foame. Da, foarte tari imaginile și aici o vedem pe Alexandra, era între ei, într-una din filmări, ale spre deosebire de Paul. Paul are terasa, evenimentele, muzica, clienții, aprovizionarea. Tu cumva trebuie să găsești echilibru între cele două între afaceri. Toate, pentru, da. Pentru că tu te... tu le faci pe ambele, să spunem așa. Da, eu sunt un pic de multifuncțională, să zic așa. Multifuncțională, da. Pe Paul nu poți să-l întreb, că nu cred că l-ai pus vreodată să l-ai pus să vadă câtă... Nu, îndemânare e nevoie. Ai unghii cu gel, ceva, o manicură, Paul. Nu, mulțumesc, nu? Ești o drăguță de felul tău, ca de fiecare așa, dată. Da? Nu, chiar nu o să o fac. În schimb, știu cât de mult muncește Alexandra. Văd, mai intru și eu pe acolo prin salon. Nu foarte des și drept, pentru că... clientele lor, ei au nevoie de intimitate până la urmă și nu ne amestecăm așa, nu intrăm în sufletul lor, le lăsăm acolo în oasa lor de liniște, cât timp stau acolo. Momentul de relaxare. Care dintre cele două afaceri, să spunem așa, îți place mai mult, e mai aproape de sufletul tău, pe care o faci mai cu plăcere? Clar. Salonul, partea de salon. Dar în ambele mă implic maxim, ambele îmi plac. Am învățat să fac de toate. Am început cu salonul și am ajuns să știu să fac și pizza. Faci o cafea foarte bună. Și... Paulica. Cum se cheamă cafea? Paulista. Paulista. Da. Alexandra face o cafea foarte bună. Eu am probat. Știți că sunt pretențioasă la cafea. Foarte bună. Și ai învățat să faci tot felul de cocktailuri și tot felul de... Și încercăm să facem noutăți. Da. Așa. Tot timpul. Tot am vrut să te întreb și la când am fost la voi. Acum, eu insist, știi că noi ăștia, da, de televiziune, mai ales eu. Te-am văzut, ai preparat în acea seară acele cocktailuri cu frișcă, cum. E clar că ți-e ușor, tu ai deja îndemânare să fii serios, să faci o manicură cu așa cum se face, cu tot felul de biluțe și pietricele. Dacă ar fi să alegi așa, ce ai zice? Fac 10 cocktailuri sau fac 10 manicuri? Dacă aș avea timp, le-aș face pe ambele, nu știu, în același timp, ca să zic așa, să le să împac și... Dar sufletelul tău ce și-ar dori? Eu tot timp, eu pe partea de salon merg, categoric, pentru că de aici am început cu business-ul, cu salonul și mie la suflet. Nu pot să renunț la ceea ce îmi place și ceea ce fac în momentul de față. Și merg tot timpul spre noutăți, investesc foarte mult în cursuri, tot timpul să fiu
dacă nu mi-ajunge timpul pe cum aș vrea eu să fiu la zi cu toate ce ține de partea asta de domeniu de salon, aș vrea să fac mult mai multe față decât fac acum, dar din nou, nu mi-ajunge timpul să pot să le acopăr pe toate și să le fac pe toate ce mi-aș dori să fac eu în momentul de față în salon, mult mai mult decât fac acum, dar pe viitor cu siguranță pot să le fac, îmi doresc și atunci o să fac mai, mult mai multe servicii față de cum am acum. Și acum sunt multe, fac destul de multe, dar noutăți sunt mereu, care trebuie să fii în pas cu ele. Dacă o femeie calcă pragul salonului tău, de ce servicii beneficiază astăzi? Începând de la manicură, pedicură, pensat, epilat, extensii de gene, parte de coafor, de la vopsit până la tuns, deci aproape tot, mai puțin partea de cosmetică, solarul de bronzat, deci machiez pentru nunți, boteze, da, ca să nu zicem botezuri și alte evenimente, exact. Machiez, pregătești femeile, coafuri de nuntă, nănași, mirese, nănașe, acum și bărbații se mai coafează. Da. Deci tot tacâmul, în momentul în care strece pragul. Acum v-ați unit cumva afacerile, pentru că de la ultima mea vizită și până cea de curând, ei erau separați, acum i-am găsit împreună, ceea ce e foarte fain, pentru că acum stați și voi mai mult timp împreună, să spunem așa, că e mai... Vă vedeți? Da, voi vă vedeți la servici acasă, acasă, acasă. Când ați gătit ultima dată acasă împreună? Nici măcar separat m-am gătit, dar de cum împreună. Da, de cum împreună, da. E o a doua casă. A doua sau prima? Eu la ei, eu zic că la ei e prima casă, că nu-i văd niciodată. Cred că e prima casă, da. Acasă mergem să dormim. Acolo sunt pe post de dormitor deocamdată casa. Înainte să mergem, că mai avem foarte puțin timp, timpul tace, trece, noi vorbim. Eu am vorbit mai mult ca ei în dimineața asta. Să știți că de obicei nu sunt așa rușinoși, nici așa somnoroși, dar cred că s-au trezit pe ultima sută de metri obosiți. Paul deja ne-a împărtășit, el la ora 4 dădea ture cu bicicleta prin Ilia. De ce dădeai ture cu bicicleta? Spune, te dor dințișorii? Dințișori, exact. Îl dor dințișorii. Și la patru, eu cred că a avut emoții și ăla a fost motiv să-l doară dinții, a avut emoții că vine la dale dimineții. Înainte să ne luăm la revedere și să dăm citire, mai avem vreo 5 minute, vreau să... Trupa Vremuri, am lăsat-o intenționat mai spre finalul emisiunii, sunt prieteni foarte buni cu voi, vin des, să spunem, sau mai des la voi la terasă, greșesc cu ceva? Nu greșești cu, greșești cu ceva. Cu ce? Nu ești în... Așa? La curent. Nu ești la curent cu știrile. Așa? Da, până la urmă ne-am împrietenit foarte tare, în special cu solistul trupei, cu Sergiu. Sergiu, care e un băiat extraordinar, o voce fantastică. Am trecut sau urmează să trecem de la stadiul ăsta de prietenie la un alt stadiu. El o să aibă nunta în toamna asta și atunci, spre marea noastră bucurie, ne-a chemat ca și naș. Am dat curs invitației fără doar și poate. De ce nu ești la curent? Nu ești la curent pentru că ei, din păcate, nu mai cântă împreună. Nu cunosc motivele, dar nu le pot dezvălui și nu vreau. Nu e treaba noastră. Uite, e o idee bună să-l chem tu în emisiune și să-ți povestească. Să ne povestească Sergiu. Să-ți povestească Sergiu. Uite-l pe Sergiu. Așa. Să-ți povestească Sergiu exact motivele. Cert e că el de acum încolo o să cânte singur, tocmai ce lucrează la câteva repertorii, să le aibă el, ale lui. Și de acum încolo o să auzim de Sergiu Munceleanu, doar de el, ca și un mare artist. Eu am încredere în el, o să vedeți ce o să poată băiatul ăsta peste câțiva ani.
O să sperăm că nu o să dureze foarte mulți ani, pentru că el are deja, mă rog, trupa vremuri. Ei au tot suferit mutații, cum spun eu, genetice, de când eu am aflat. Eu am aflat destul de târziu de ei. Fratele lui Călin Bârcean a cântat și el. Trupa vremurii, ei s-au tot schimbat. Cred că și trupa își găsește, își caută calea în momentul ăsta. Pentru o vreme Sergiu a cântat cu ei, își caută și el calea. E loc aici la noi, la Dale Dimineții, îl așteptăm pe Sergiu să vină să ne povestească și să ne și cânte, dragii mei, că noi și cântăm aici la Dale Dimineții. Ultimile 4 minute. Nu i-am întrebat ce înseamnă să gătești, de ce au ales restaurant, de ce. Nu i-am întrebat pentru că n-au vorbit foarte mult despre ei, n-ar fi vorbit foarte mult nici despre produsele pe care le puteți savura la terasă. Sunt extrem de modești. Mă așteptam de la Paul să fie un pic mai... așa mai hotărât, e munca mea, așa nu e... Dar puteți un pepere rosi, dacă te rog, puteți savura pizza salami, pizza capriciosa, pizza quattro formaggi, pizza la coste, asta e pizza casei. Da, e pizza casei. Penne carbonara, nu știu ce am mâncat eu, ce mi-ai făcut, ce am mâncat, carbonara am mâncat, așa, superbe, dragii mei. Penne carbonara cu șuncă și ciuperci, că avem și doar cu bacon afumat. Sandwich la coste și, bineînțeles, tradiționalele sosuri pe care eu le ador. Sos de roșii, sos grecesc și sos de chili și rosi îmi face poftă cu clătite. Aveți și desert. Da, am reușit să, introducem în meniu și un mic desert. În același timp mai avem ceva, nu am reușit din lipsa timpului să actualizăm pliantele. Avem și crispy cu cartofi prăjiți. E greu, e mult spus restaurant, Ioana. Ne-am dus într-o zonă în care deocamdată vrem să facem puține produse, dar extrem de calitative. Foarte bun. Și uite aici moldoveni. Moldoveni mi-au scris la poza noi, asta. Da? Asta este o seară în care am făcut un ceaun special pentru clienții terasei. Sergiu a venit cu chitara, un karaoke, niște seri din ăștia de pus la suflet. Exact. Repet, nu suntem restaurant, suntem o terasă în care se mai servește câte ceva. Pizza, într-adevăr, el e domnul Claudiu, domnul Rabă. Sperăm că tuturor le plac produsele noastre. Îi așteptăm cu drag să vină la noi la terasă. Dacă nu au posibilitatea să vină la noi la terasă, încercăm să acoperim și zona asta de livrări în satele de pe lângă Ilia. Cuieș, Săcămaș, Bacea, Ulieș, Braznic, Leșnic, Bretea Mureșană. Cum? Brâznic. Leșnic, Bretea Mureșană. Gohatia. Zi, Paul, ajută-mă. Lăpușnic, Sârbi, Curasada. Valea Lungă, da. Câmpuri Surduc, Dobra, da. Și Vorța. Dragii mei, tot ce eu v-am citit, găsiți pe pagina de Facebook a terasei sau a lui Paul sau a Alexandrei. Acolo găsiți tot ce eu v-am citit. 0729620026. Mamă, ce număr tare, foarte tare numărul de telefon și foarte ușor de reținut. Și încerc să vă convinc că dacă nu ajungeți la terasă și aveți o zi onomastică, puteți să o sărbătoriți acasă în urma unui telefon, că se ocupă ei și de bufet și se ocupă ei de tot ce e nevoie ca dumneavoastră să vă simțiți bine. Da, și dacă să știe aveți, lumea, aici avem crispy, da,
foarte bine. Scuză-mă că te întrerup, că lumea trebuie să știe că nu neapărat în localitățile în care le avem trecute pe pliant facem livrări. Dacă suntem solicitați și în alte localități, poate că în momentul în care am făcut pliantul nu ne-a venit în minte așa, să nu ne gândeam că vom primi solicitări. Până la urmă am făcut livrări și la Mintia, am făcut livrări și la Brănișca. Și la Deva la Deale Dimineții. Da, și la Deva la Deale Dimineții. Lumea să sune, cu siguranță o să găsim un numitor comun, mai ales dacă au evenimente, cu siguranță le vom onora comanda. Eu cu siguranță vă pot spune că dacă aveți un grup de prieteni care vin în vizită de undeva din țară, puteți să-i luați cu toată încrederea și să-i duceți la Ilia. Un telefon scurt înainte și Paul se ocupă cu voia bună, alături de Alexandra, Paul se ocupă de voia bună cu... În foarte scurt timp poate să organizeze un ceaun, o seară de muzică, o seară de folclor. Vă mai povesti despre toate astea, pentru că eu o să revin în emisiunile pe care o sper cu ajutorul lui Dumnezeu să le fac în continuare aici la Hunedoara 1 TV, de ale dimineții, să vin cu noutăți de la terasa la costa din Ilia. Și nu doar de la terasă, și de la salonul Alexandrei. Dragii mei, au trecut cele 50 de minute, emisiunea s-a sfârșit, a zis Rosi, gata. Aveți câteva secunde în care să spuneți mulțumesc cui doriți voi. Există cineva în viața voastră căruia ați vrea să-i mulțumiți în mod deosebit? E foarte greu să nominalizăm. Mulțumim tuturor pentru sprijin, pentru încrederea care ne dau. Eu unul personal trebuie să-i mulțumesc Alexandrei, că fără ea nu aș fi reușit. Cred că ăsta e succesul până la urmă. Suntem un tot. Și asta vrem să fim în comunitatea noastră. Încă o dată mulțumim tuturor care sunt alături de noi și vă așteptăm pe la terasă de fiecare dată când puteți și aveți timp și dispoziția necesară. Alexandra, da. Cui vrei să-i mulțumești? Tuturor. Mulțumim frumos. Și ție. Mulțumim frumos. Eu le mulțumesc lor. Sunt niște oameni minunați, dragii mei. Cei care mă cunosc și cei care mă cunoașteți știți că nu fac afirmații gratuite. Cu încredere, 20 de kilometri la Ilia găsiți familia Costă. Uite, dăm drumul și la o provocare. Dacă nu vă place, decontăm benzina pentru cei 20 de kilometri, pentru cei 40-20 dus întors. Cu siguranță să vă simțiți bine, pentru că, în primul rând, acolo există o comunitate. O comunitate așa cum eu îmi doresc să reușim să creăm și noi, dragii mei. Mâine dimineață, alături de mine la Daile Dimineții, un alt om, de data asta mai aproape, cred, de legende, de povestea sufletului, de povestea acestei națiuni. Alături de mine vine Vladimir Brilinski, nu cum îl cunoaștem noi aici la Daile Dimineții, să ne povestească mai multe și din viața dacilor, dar și din viața domniei sale, că are ce. Până mâine dimineață, când ne revedem aici la Daile Dimineții, eu vă spun cu toată dragostea și cu toată inima, vă iubesc și am o singură rugăminte. Dăruiți și voi din iubirea voastră, pentru că sunt sigură că aveți sufletele pline de iubire.